pom lângă ape. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Ieremia 17, versetele 7 și 8. Primul dintre toți copacii pădurii care se trezește după iarnă în zona răsăritiană este migdalul, datorită rădăcinii speciale care extrage o sevă bogat nutritivă. El face flori albe cu nuanță roz. Ramura de migdal, înmugurită în cultura ebraică, era un simbol al continuității unui proces care a început și care nu mai poate fi oprit. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ce vezi, Ieremia? Eu i-am răspuns: văd un veghetor, o ramură de migdal. Ieremia 1:11. Rădăcinile unui pom puternic trebuie să extragă sevă pe măsură pentru ca ramurile lui să aibă o continuitate imperturbabilă în procesul menit. La fel și creștinul trebuie să fie puternic înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu pentru a da continuitate vieții de sfințire, pentru că dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, spune Pavel în Romani 11:16. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă facă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Evrei 12:15. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. Proverbe 12:3. Tu ce fel de rădăcină ai? Tulpina trebuie să fie solidă pentru că menține coroana. Doar un constructor sau un meșter care vede un viitor proiect apreciază trunchiul unui copac. Restul se uită la coroană. Chiparosul sau bradul este un lemn pentru construcție excelent, rezistent la solicitări în timp. Când s-a construit templul, Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos cât a voit. 1 Împărați 5:10. El trebuie să fie în cantități atât cât este nevoie să asigure rezistența. Tot din chiparos se construiau corăbiile, pentru că era suficient de impermeabil ca să nu lase apa să treacă în corabie. O construcție, ca să fie rezistentă, trebuie să aibă materiale de construcție suficient cantitativ și de o calitate corespunzătoare. Dacă marele constructor ar verifica calitatea tulpinii tale, ai putea fi folosit în măreața construcție a sa? El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Efeseni 4, versetele 11 la 15. Catargele corăbiilor trebuie să fie solide, rezistente la intemperii și forțe transversale. Ele țin velele de propulsie și pavilioanele corăbiilor. Forța și apartenența unei corăbii este prezentată pe catarg. Cu chiparoșii din Senir și-au făcut toate laturile corăbiilor, au luat cedri din Liban ca să-și ridice catargele, Ezechiel 27:5. Însă catargul fără velă și pavilion este doar un lemn, chiar dacă dintr-un cedru falnic. Cedrul de calitate de obicei provenea din Liban, care până la folosirea lui putea să fie gazda păsărilor, fiarelor, neîntrecut de impresionant în lumea pomilor, conform Ezechiel 31. Însă prin rededicarea lui, pentru ca să poarte vela și pavilionul constructorului, el trebuie să renunțe la măreția coroanei lui dacă nu vrea să fie doborât și zdrobit. Până voi veni, ia seama bine la citire,
la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor sau bătrâni. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. 1 Timotei 4, versetele 13 la 16. Cum ți-ai crescut tulpina pentru constructor? Simbolul eleganței și verticalității este finicul. Este un pom înalt, subțire, fără crengi, dar cu mănunchi de flori, coroana ajungând undeva la 3-4 metri diametru. Ramurile lui sunt un simbol al victoriei, fiind folosite pentru confecționarea coroanelor de pe fruntea regilor, dar și la intrarea lui Isus în Ierusalim. Florile sale erau modele pentru meșterii care sculptau ornamente. Pe toate zidurile casei, de jur împrejur, în partea din fund și din față, a pus sape chipuri de heruvim, de finici și de flori deschise. 1 Împărați 6:29. Coroana pomului tău și frumusețea florilor tinereții tale este pusă în slujba regelui pentru a fi glorificat? Mărul este un pom obișnuit, ușor de întâlnit și de cultivat, bogat în rod și foarte plăcut ca și protector de arșiță. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. Cântarea cântărilor 2:3. Roadele lui zemoase, aromate și astâmpărătoare sunt foarte apreciate. Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Proverbe 25:11. Există în roadele tale astfel de calități? De fapt, în coroana pomului tău este o aură de glorificare a lui Dumnezeu și în același timp o hrană pentru cei din jur? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Psalmul 1, versetele 1 la 6. Dumnezeu să te binecuvinteze, să fii un pom cu o rădăcină puternică, cu o tulpină suficient de rezistentă ca să porți coroana și cu o coroană care să-L glorifice pe Dumnezeu și în același timp să găzduiască în ea hrană pentru cei din jur. Fii binecuvântat de Domnul!